vă rog să luați în serios și să le transmitem celor din jurul nostru să evite plimbările, persoanele care depășesc 60-65 de ani să stea în casă. Cred că aveți deja cunoștință de ordonanța militară numărul 3 din 2403-2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului. Am să vă citesc și eu. Articolul 1 din ordonanță. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței, gospodăriei, cu următoarele excepții. Litera A. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. Deplasările scurte în apropierea locuinței, legate a gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități sportive de echipă, cât și pentru nevoile animalelor de companie sau domestice. Deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină. Deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat. Deplasarea pentru realizarea de activități agricole. Cu acea declarație, dacă nu o aveți, veniți, o multiplicăm și vă înmânăm. Deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței gospodăriei este permisă numai în intervalul orar 11-13, strict pentru următoarele motive. Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor din gospodărie. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie. Deplasări scurte în apropierea locuinței, a gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor, cu excluderea oricăror activități fizice colective, cât și pentru nevoile animalelor. Articolul 3. Circulația persoanelor prevăzute la articolul 2 în exteriorul locuinței este permisă și în afara intervalului orar 11-13, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole. Articolul 4. Pentru verificarea motivului deplasării. Angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator. Persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liberi profesioniștii
și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la aliniatul 1, se prezintă o declarație pe propria răspundere completată în prealabil. Deci în momentul în care vă deplasați, ați ieșit înainte de a ieși din casă, declarația este completată exact cum vi se cere. Adeverință eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. Măsurile se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12. Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România. Și această măsură se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12. Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora. Slavă Domnului că în Comuna Faraoani nu există persoane fără adăpost. Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor, clienților și suprafața de relații cu publicul. Vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. Am trecut pe la toți comercianții, domnul Fares, și am avut discuții vis-a-vis de substanțe de dezinfecție pentru suprafețe, pentru mâini, păstrăm distanța între, dar așa cum am discutat de ieri alaltăieri, intră câte o persoană în magazin. Grijă mare, nu luăm în derâdere acest microb. Nu ne vorbește, nu ne palpează, corpul nostru este ca un magnet, atrage tot, doar îl simțim în organism. Toate persoanele care au intrat în țară de curând, au mai venit persoane din Germania, din Ungaria, toate sunt în autoizolare la domiciliu. Împreună cu poliția am fost, poliția merge în continuare zilnic și verifică. Au obligația ca timp de 14 zile să stea la domiciliu. Pe această cale îi rog din suflet, dragilor, dacă ați venit acasă, nu avem nimic împotriva dumneavoastră, dar vă rugăm din suflet, respectați măsurile impuse de autorități. Ne gândim la noi, dar trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru. Nu trăim singuri, nu suntem izolați pe un deal undeva în pădure, trăim într-o comunitate. Trebuie să fim în această perioadă mai uniți cum n-am fost niciodată, mai solidari cum n-am fost niciodată. Atenți cu cei din jurul nostru, cu vecinii, dacă avem persoane vârstnice pe care nu-i știm, dar avem serviciu îngrijire vârstnici la domiciliu, care acționează foarte bine și în această perioadă. Pot spune că acum vârstnicii beneficiază de protecție, beneficiază de tratament medicamentos. Serviciul îngrijire vârstnici asigură interfața dintre vârstnic și medicul de familie, dacă e cazul, și cumpărături, plata facturilor și așa mai departe. Deci, începând de astăzi, limităm ieșirile. Încercăm să ne solidarizăm cu toți și să le transmitem celor din jurul nostru să respecte măsurile impuse de autorități. Regulile au fost transmise și râs transmise, lumea se uită la televizor, știu care sunt regulile de urmat, igiena este pe primul loc.
spălatul mâinilor, dezinfecția suprafețelor și așa mai departe. Nu ne atingem ochii, nasul dacă am strănutat. Evităm contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu încă o măsură foarte, foarte importantă. Noi vorbeam de farmacii. Suntem obișnuiți să mergem să ne luăm noi tratament. Că așa am învățat noi. Că dacă mă doare capul, dacă strănut, dacă am probleme cu căile respiratorii, mă duc la farmacie și îmi iau antibiotic, îmi iau paracetamol, îmi iau nurofen și așa mai departe. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Dacă sesizați o persoană din jurul dumneavoastră sau pe unde mergeți că are probleme cu căile respiratorii, că strănută, că acuză simptome pe care le auzim zilnic transmise de mass media și pe Facebook, cine stă pe Facebook, semnalați medicul de familie, șeful de post, primăria, numerele noastre de telefon sunt disponibile la orice oră din zi și din noapte, suntem prezenți acolo unde este nevoie de noi. Dragi concetățeni, vă rog din suflet, luați în serios acest virus care se răspândește peste tot. Așa cum v-am spus mai înainte, nu ne vorbește, nu ne atinge, îl simțim la un moment dat, dar e posibil să fie prea târziu. Apelați la 112 dacă semnalați simptome, dacă aveți nevoie de medicul de familie, contactați-l telefonic înainte de a ajunge la el. Numărul meu de telefon și al angajaților din primărie este disponibil pentru toată lumea și îl cunoașteți. Apelați-ne în momentul în care aveți nevoie de sprijinul nostru. Cu calm și cu responsabilitate vom depăși această situație.